Tu, valurile și delfinul. Poveste, meditație. Un exercițiu de imaginație. Mă bucur să fiu alături de tine, suflet minunat, creativ, unic. Ești pregătit să călătorești într-o lume misterioasă? Dacă da, așează-te confortabil pe un scaun, canapea, saltea sau pe pat. Poți să închizi ochii sau să îi ții deschiși. Procedează cum simți că este bine pentru tine. Înainte de a începe, pregătește-ți mintea și corpul cu ajutorul respirației. Vei inspira și expira de 5 ori. Inspiră ușor pe nas și expiră ușor pe gură. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Iar acum te voi întreba ceva. Știi că ziua bună se cunoaște de dimineață, da? Imaginează-ți că este dimineață. Tocmai ce te-ai trezit. Te întinzi și ridici capul din pat. Îți saluți părinții, te speli, te aranjezi, apoi decizi să te îmbraci cu hainele preferate. Mama ți-a pregătit ca de fiecare dată un mic dejun sănătos. Ce anume ai mâncat? Gândește-te câteva secunde la mâncărurile tale preferate. Acum ești plin de energie și entuziasm. Te gândești că ți-ar plăcea o călătorie într-un loc de poveste lângă o mare. Numeri până la 3 și dintr-o dată ai ajuns acolo. 1, 2, 3. Ai ajuns. Locul este de vis. Tu cum ți-l imaginezi? Conturează-l în gând. Iar dacă îți place, după ce termin călătoria, îl poți descrie în cuvinte sau îl poți desena în caietul aventurilor tale. Acum, privește spre mare. Vezi valurile un pic agitate. Ele se uită la tine și te salută, fiecare printr-o mișcare spectaculoasă. Au decis să-ți facă o surpriză. Un val micuț se apropie de tine. E tare jucăuș. Îți udă picioarele și îți aruncă câțiva stropi de apă pe față. Îi zâmbești. La semnul lui secret, lângă tine apare o barcă. Cum este barca? Este mare sau mică? Ce culoare are? Imaginează-ți-o. Valul micuț te îndeamnă să te urci în barcă, să te relaxezi și să asculți muzica creată de valul special pentru tine. Câteva valuri jucăușe se pregătesc să șoptească pe rând câteva îndemnuri. Te roagă să repeți în gând de 3 ori fiecare îndemn sau doar să asculți. Ești pregătit? Primul val începe. Sunt curajos. Sunt curajos. Sunt curajos.
Următorul val se apropie de tine. Sunt puternic. Sunt puternic. Sunt puternic. O altă voce îți șoptește. Sunt curios să învăț lucruri noi. Sunt curios să învăț lucruri noi. Sunt curios să învăț lucruri noi. Îmi place să citesc, descoper lumi interesante. Îmi place să citesc, descoper lumi interesante. Îmi place să citesc, descoper lumi interesante. Privesc și ascult cu atenție ce este în jurul meu. Privesc și ascult cu atenție ce este în jurul meu. Privesc și ascult cu atenție ce este în jurul meu. Ultimul val se retrage. Te simți relaxat. Te bucuri de muzică. Îți imaginezi cum se apropie de tine un delfin. Te privește cu căldură. Dă din cap de câteva ori, arătându-ți că îți este prieten. Te roagă să-i dai un nume. Privește-le în ochi și spune-i numele ales. Îi place mult numele. Face bucuros câteva sărituri. Te apropii de el. Vrei să-l atingi. Îți dă permisiunea că îl poți atinge. Îl mângâi câteva secunde, realizând ce ființă extraordinară este. Plin de energie, noul tău prieten te invită la o scurtă plimbare. Accepți cu bucurie. Valurile se joacă cu voi. Te simți special. Ai prieteni deosebiți. Te plimbi pe spatele unui delfin, printre valuri jucăușe, iar acesta spune că te așteaptă ori de câte ori dorești să ai parte de o călătorie împreună cu el. O simțiți atât de bine împreună, nu ai vrea să mai pleci. Trăiești fiecare clipă ce ți se pare pur și simplu magică. Te aduce la barcă. Privirea lui îți transmite ceva. Știi că este timpul să plece. Vă luați la revedere. Bărcuța se mișcă ușor. Tu ești foarte relaxat. Valul cel micuț îți aruncă câțiva stropi pe față. Îți place. Te anunță că este timpul să te întorci acasă. Cobori din barcă cu o stare aparte în suflet. Faci câțiva pași pe malul mării, gândindu-te la cele întâmplate. Respiri de 3 ori. Mai privești încă o dată locul. Înainte de a pleca, le mulțumești valurilor și mării. Îi faci încă un semn prietenului tău, care se uită la tine, din îndepărtare. Numeri până la 3 și ajungi în cameră. 1, 2, 3. Ai ajuns. Încă auzi vocea micului val, care te îndeamnă să asculți marea, cu valurile ei jucăușe, ori de câte ori dorești, când citești, te joci sau te pregătești de odihnă. Acum, mișcă-ți ușor degetele de la mâini, apoi pe cele de la picioare. Dacă stai culcat, adu-ți genunchii la piept. Întoarce-te pe o parte și ridică-te încet. Dacă stai pe scaun, întinde-te. Deschide ochii și zâmbește. Dacă dorești, poți scrie despre locul vizitat și trăirile avute în compania valurilor și ale delfinului.
Dacă ți-a plăcut, te invit la o altă poveste meditație. Până data viitoare, fii mereu un copil fericit!